găsit la știri, sunt Silvana Vorovenci. Unul dintre cele mai circulate drumuri naționale din județ, DN73, care face legătura între Brașov și zona turistică Bran Mueciu Fundata, continuă să fie bătaia de joc a constructorului spaniol ASVI. În zonă se fac lucrări care nu rezistă nici măcar o zi. În minutele următoare vă prezentăm modul în care firma de construcții ASVI reabilitează drumurile din România. După ce pe tot parcursul anului trecut, în zonă s-a circulat infernal din cauza restricțiilor impuse de firma spaniolă de construcții ASVI, fără să se facă absolut nimic, acum se fac cârpel pe ploaie. Mai mulți brașoveni au filmat momentul în care câțiva muncitori, fără echipamente adecvate, doar cu o lopată, încearcă să plombeze găurile din asfalt. Treaba românească, uite! Asfalt măcinat, pune! Sau pământ, nu știu ce e. Ia uitați-vă, frate! Cu ce au fost umplute craterele din asfalt și cât a ținut lucrarea, vă arătăm noi. Se poate observa foarte ușor că a fost o treabă făcută de ochii lumii, o treabă făcută de mântuială, întrucât pot lua chiar cu mâna acest material din crater, iar mai mult de atât, șoferii sunt foarte supărați pentru că acest material s-a împrăștiat pe tot drumul și le ajunge chiar pe parbrize. La câteva minute după ce echipa Brașov TV a plecat de la fața locului, muncitorii și-au făcut din nou apariția. Aceeași dubă, aceeași oră, alți oameni, acum se pune asfaltul cu talc. Ce se face? Bineînțeles, tot cu lopata. Specialiștii în domeniu susțin că nu au fost respectate normele în vigoare. Se folosește mixtura stocabilă, care în prealabil ar trebui ținută într-o încăpere ca să aibă vreo 20-25 de grade. Se tasează cu un cilindru sau cu un mai mecanic și în așa fel ca această mixtură să fie la suprafața. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, care au predat acest drum constructorului încă de acum un an, susțin că lucrările de modernizare ale DN73 vor reîncepe după Paște. Nu au primit nici ei o explicație din partea constructorului pentru așa numitele plombări de zilele acestea. Nu știm exact ce au făcut ieri acolo, ei nu sunt obligați să ne spună toți pașii pe care îi fac în această perioadă, însă este sigur că este responsabilitatea lor să asigure viabilitatea drumului. Urmărim cu foarte mare atenție ce se întâmplă pe acest drum, suntem conștienți de problemele care există acolo. În tot acest timp, șoferii din zonă sunt disperați. Mie nu mi se pare normal, adică torni frezură de aia care o iei de anul trecut și o torni în grop anul ăsta, adică mi se pare aiurea. Ieri erau cu o dubă, scoteau câte puțin agregat într-o lopată și astupau gropile, mă rog, cu pământ astupat, se vede că nu mai e nimic. Și uitați-vă ce am făcut, am bubuit și janta și cauciuc cu gâlmă. Cine vă plătește acum? Nimeni, am făcut aici la vulcanizare, mi-a luat 2 milioane, numai pe la cauciuc. DN73 are o lungime totală de 103 km, 40 de km sunt pe raza județului Brașov. Valoarea totală a contractului desfășurat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 275 de milioane de lei. Termenul de finalizare al lucrărilor este decembrie 2019. Accident spectaculos în această dimineață. Un șofer băut a rămas prins între șinele de cale ferată cu autoturismul pe care îl conducea. Bărbatul în vârstă de 49 de ani se afla sub influența băuturilor alcoolice. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,49. Șoferul conducea pe DN11 dinspre Brașov spre Hărman, iar la un moment dat a derapat, a ieșit în afara părții carosabile, s-a răsturnat și s-a oprit pe calea ferată. În urma accidentului au rezultat doar pagube materiale. Calea ferată în zona a fost blocată aproximativ 40 de minute, până când mașina a fost ridicată. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.
Vești bune de la Consiliul Județean pentru Sănătatea Brașoveană. Contractele de finanțare a două proiecte câștigate de județul nostru în cadrul programului operațional regional au fost semnate marți. Este vorba despre investiții cu bani europeni la maternitate și la unitatea de asistență medico-socială de la Sân Petru. Cele două proiecte cu bani europeni care vizează eficiența energetică în cazul maternității și unității de asistență medico-socială de la Sân Petru au o valoare totală de 35 de milioane de lei. Cofinanțarea este asigurată din bugetul Consiliului Județean. Sunt lucruri foarte importante care trebuie făcut, crește confortul și scad foarte mult costurile și atunci practic poți investi în aparatură și în resurse umane care să asigure un serviciu de calitate. Finanțarea celor două proiecte din fonduri europene înseamnă, practic, bani economisiți din bugetul județului. Vom încerca să aplicăm pe fiecare dintre axele care sunt deschise în așa fel încât sursele pe care noi, din care noi vom finanța proiectele să fie cât mai diversificate. Vedem cu toții că sunt sume foarte mici care vin din partea guvernului. Practic nu mai există o preocupare din partea actualei guvernări de a acorda aceste sume. În regiunea Centru, prin Agenția de Dezvoltare Regională, sunt în curs de implementare 415 proiecte. Prezență inedită astăzi pe platforma aeronautică de la Ghimbav. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a vizitat unitățile de producție IAR Ghimbav, Premium Aerotech și Airbus Helicopters. Evenimentul a făcut parte dintr-un program mult mai amplu al României de dezvoltare industrială și investiții în tehnologie. Călin Popescu-Tăriceanu este convins că Airbus Helicopters trebuie să fie un partener important pentru armata română și că țara noastră nu se poate baza pe achiziția de aeronave americane. Cu ocazia vizitei președintelui Franței, François Hollande, și a vizitei președintelui Macron, s-au pus bazele unei cooperări în domeniul producerii elicopterelor în România. Și am văzut niște investiții care deja au intrat în funcțiune. Un invitat special la această vizită a fost și ambasadorul Franței România, excelența sa, Michel Rami. Sediul de la Ghimbav este un important centru de putere pentru industria aeronautică din Franța, care permite recondiționarea elicopterelor pentru armata română, dar și a aeronavelor din toată lumea. În viitor ne dorim să dezvoltăm parteneriate și în alte domenii cu România. În august 2017, IAR Ghimbav a semnat acordul de parteneriat cu Airbus Helicopters pentru încă 10 ani. Acest program, vă spuneam, este copter clasa mediu-greu, pentru că treaba aceasta IAR are o exclusivitate semnată cu Airbus, pe care IAR o va respecta în totalitate, deci vom coopera numai cu Airbus pentru programul de elicopter mediu-greu. Pentru elicopter de atac, dacă România va avea nevoie, deci este cu totul un alt program. Este elicopter de atac, este elicopter cu două persoane, pilot și trăgător. La jumătatea lunii septembrie anului trecut, ministrul apărării Mihai Fifor a anunțat că România negociază și cu Bell Helicopters pentru producerea elicopterelor de atac la Ghimbav. Peste 1000 de liceeni din județul Brașov au fost absenți de la prima proba simulării de bacalaureat. Din cei peste 6600 de elevi de clasa a 11-a, 12-a și a 13-a care ar fi trebuit să susțină proba la limba și literatura română, peste 1100 nu s-au prezentat la examen. Cei mai mulți dintre absenți sunt elevi la învățământ cu frecvență redusă sau la seral. Astfel, din cei 165 de elevi înscriși de clasa 12-a la frecvență redusă la simularea examenului nu s-a prezentat niciunul, iar dintre cei 154 de elevi de clasa 13-a înscriși la forma de învățământ cu frecvență redusă, 149 au fost absenți de la prima proba testului. De asemenea, nici în cazul elevilor de la seral, situația nu este mai bună. Dintre cei 292 de elevi de clasa a 12-a înscriși și 275 au fost absenți. Din clasa a 13-a au lipsit de la test 252 de elevi. Rezultatele simulării pentru toate cele trei probe vor fi afișate pe 30 martie. Cea de-a 15-a ediție a Târgului Internațional de Carte și Muzică Libris Brașov se va desfășura la Aula Magna Sergiu T. Chiriacescu a Universității Transilvania. În perioada 22-25 martie, la cele peste 40 de standuri din cadrul târgului, vor putea fi răsfoite cărți din diverse domenii, precum literatură universală, științe umaniste și politice, dezvoltare personală, sănătate și multe altele. Gama evenimentelor este extrem de variată și cuprinde lansări de cărți de genuri diverse ale unor autori cunoscuți, precum și trei expoziții de pictură, sculptură și fotografie.
Anul acesta, pentru proiectele de cultură, a fost alocată suma de 2 milioane de lei. S-au depus 44 de proiecte, dintre care vor fi selectate doar cele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. În perioada următoare se va stabili care dintre proiectele depuse îndeplinesc condițiile de eligibilitate, iar suma maximă pe care o poate primi un proiect este de 100.000 de lei. Sunt și proiecte noi, sunt și proiecte vechi, sunt proiecte care deja s-au desfășurat în municipiul Brașov, unele dintre ele au fost finanțate de către, cofinanțate de către noi, altele nu. Avem solicitări pe ghidul cultural și din partea unor instituții de învățământ, avem solicitări din partea unor instituții de cult. Lista proiectelor alese va fi făcută publică după terminarea procesului de selecție. Termenul limită pentru sesiunea de depunere a proiectelor a fost 16 martie. Festivalul Gloria Domini Brașovul Pascal 2018 continuă cu spectacole de excepție. Până duminică, brașovenii vor avea parte de evenimente speciale în cadrul festivalului, care își propune să promoveze valori culturale și de patrimoniu ale orașului de la Poalele Tâmpei. În zilele următoare, brașovenii vor putea asculta recitaluri ale unor mari artiști la Sala Patria. De asemenea, cei interesați pot să participe la concerte simfonice, dar și la spectacole de teatru. Am avut evenimente pline de emoție, Constantin Chiriac, tot ceea ce a însemnat Filarmonica și opera din Brașov cu un Requiem de Mozart superb, urmărit de brașoveni, dar și de întreaga Românie pe pagina noastră de Facebook, avem peste 10.000 de vizualizări și pregătim o săptămână, să spun așa, mai plină, mai frumoasă de evenimente. În cadrul festivalului, marți seară și miercuri vor fi piese de teatru și recitaluri susținute de artiști de excepție. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, ne puteți urmări și online. Toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știraronde@brașovtv.com. Rămâneți alături de noi, urmează datele despre vreme. Sunt Silvana Borovenci, la revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1. Emoția, valorile umane și întoarcerea la ce este mai bun din noi sunt darurile oferite în evenimentele festivalului susținute de către Corul Național de Cameră Matrical, Requiemul de Mozart, Maya Morgenstern, concerte simfonice, spectacole de teatru, ateliere de încondiat ouă și multe altele. Detalii pe gloriadomini.ro. Eveniment organizat în perioada 11-25 martie la Brașov de către Agenția Metropolitană Brașov, sub patronajul Primăriei Brașov, a Ministerului Culturii și Identității Naționale și susținut de Europa FM și Brașov TV. Centru Spa angajează hairstylist cu experiență minimă. Detalii puteți obține la numărul de telefon 0741 127 537.